de grindină. Un român este mai bogat cu 1,7 milioane de euro. Bărbatul a jucat un bilet în valoare de 15,5 lei la o agenție din Pitești. Biletul norocos a fost completat în trei variante simple. Acesta este primul mare premiu câștigat în acest an, iar ultimul de acest fel s-a câștigat chiar la sfârșitul anului trecut, pe 31 decembrie. Atunci un sădmărean și-a adăugat în conturi 4,8 milioane de euro. A apărut filmarea cu șoferița care a ajuns cu Dacia Duster pe linia de tramvai conducând cu spatele. În imaginile surprinse